A arătat fața nevăzută a misiunilor militarilor români, iar pentru asta a fost decorat. A fost alături de ei în momente grele, dar și în clipe de mândrie și onoare. Le-a câștigat încrederea, iar astăzi militarii ieșeni au arătat recunoștința, așa cum știu ei mai bine, în pas de defilare. Răzvan Cojocariu a fost decorat de către șeful statului major al forțelor terestre cu emblema de merit partener pentru apărare clasa a treia. Distinția a fost acordată de către colonelul Nicolae Tonu, comandantul brigăzii 15 mecanizate pod înalt. Este o onoare și o plăcere să-i mărim această distinție. Vă felicit! Documentarul Afganistan dus întors, jurnalul de front realizat de Răzvan Cojocariu în perioada 2013-2014, care i-a avut în prim plan pe militarii batalionului 151 Infanterie Războieni și batalionului 634 Infanterie Petrodava aflați în misiune în Afganistan, a fost un proiect al TVR Iași în colaborare cu Brigada 15 Mecanizată Pod Înalt. Minute vom părăsi baza Apașcare în locul grupilor negri din Iași. Un elicopter australian vom parcurge în aproximativ o oră distanța până la baza Kandahar. Acolo sunt alți militari moldoveni. De vorba este batalionul 634 Ușteri din Piatra Neam. Era normal să decorăm și pe dânsul pentru că face ca viața și activitatea noastră să fie cunoscută de către ceilalți care sunt în afara armatei. Afganistanul Sătors este un proiect măreț. De ce spun măreț? Pentru că prezintă prin cei doi ambasadori ai Brigădei 15 Mecanizate realitatea vie a activității de militar. Sper să vă regăsiți în acest film realizat de Răzvan. Eu sunt convinsă că și în continuare cei de la TVR Iași, colegii, îl vor susține pe Răzvan. Am încredere că va veni cu noi proiecte. Pentru Afganistan dus întors, Răzvan Cojocariu a fost jurnalist, cameraman, editor de imagine și regizor. Iar pentru videojurnalist, acest proiect a fost încununarea a mai bine de 10 ani de colaborare cu militarii din regiunea Moldovei. Un documentar în premieră ce i-a adus și o medalie din partea șefului statului major al forțelor terestre. E greu. E greu pentru că știu că e o distinție care ar putea fi pe pieptul fiecărui militar cu care am stat de vorbă în acești 15 ani. Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în punctul ăsta. Dar ambiția mea este nici de cum să ne oprim aici. Deja avem planuri pentru anul viitor. Răzvan Cojocariu a fost în Kosovo în timpul conflictului din fosta provincie iugoslavă, apoi în 2003 în Afganistan. A revenit în Afganistan în 2006, iar în 2013 a fost primul videojurnalist român care a realizat un reportaj dintr-o zonă de conflict. Pentru reportajele din Nisip a primit premiul cel mai bun reporter de știri la festivalul Simfest de la Târgu Mureș.